Iulia, a intrat în mica familie de tineri cinești români, solicitați de HBO să regizeze serial. E o familie foarte mică, aleasă așa, aleși pe sprânceană toți, dar sunteți foarte tineri și aveți un alt stil, o altă dinamică. Cum ai ajuns în proiectul ăsta? Exact cum am spus, m-au contactat cei de la HBO în toamna lui 2019, mi-au prezentat proiectul ăsta pentru care mă considerau potrivită, am citit primele episoade, mi s-a părut că într-adevăr aș putea să fac asta, mi s-a părut o provocare foarte mare și am luat-o evident și ca pe onoare, că să ajungi să lucrezi cu HBO, să faci serial, era un alt nivel pentru mine la care mi-aș fi dorit să ajung și mă bucur că am trecut prin experiența asta și am învățat într-adevăr enorm din ea. Cred că aveți și un buget și o echipă pe măsură. Nu știu bugetul, echipa într-adevăr a fost extraordinară. Adică am ajuns să lucrez cu cei mai buni dintre cei mai buni, mi se pare. Adică oameni care colaboraseră în trecut cu HBO, dar nu numai, de la care am învățat. Adică, pentru mine chiar a fost o a doua școală ce s-a întâmplat în timpul realizării serialului ăstuia. Pentru că ce înveți, de fapt, înveți pe platou și ce înveți, de fapt, de la alți oameni. Nu înveți din cărți să faci regie. Înveți lovindu-te de lucruri și învățând de la oameni care știu mai bine decât tine. Și din punctul ăsta de vedere, foarte multă lume de acolo știa mai multe lucruri decât mine și atunci am luat cât am putut de la toți și a fost un noroc. Erai obișnuită cu filme independente, cu bugete mici... sau deloc. Pe scenarii pe care le-ai scris împreună cu Ana Răsuceanu și cu Ana Gopian, erați trioul vesel, ca să zic așa, care v-ați asumat multe filme cu foarte puțin bani, pe care le-ați făcut greu, sunt convins. Cum a fost trecerea? S-a simțit frumos să poți să-ți dorești să se întâmple ceva și bugetul să-ți permită. Și nu doar bugetul, cât toată partea de organizare și de logistică, adică toată partea de producție din spate. Pentru că și tot know-how-ul de echipei, de fapt. Ritmul n-a fost foarte diferit față de cum eram noi învățate, pentru că nu vorbim de un film, ci vorbim despre un serial, deci lucrurile oricum se întâmplă repede. Cred că asta a fost un avantaj, pentru că eu mi-am făcusem încălzirea cu hai să filmăm repede înainte, pentru că neavând buget aveam mai puține zile de filmare și așa mai departe. Deci, ca ritm de lucru, au semănat lucrurile. Ca ambiții vizuale, da, am putut să fac mai multe lucruri, dar le-am făcut cumva pentru că și scenariul le cerea, adică nu cred că n-au venit neapărat de la mine niște cerințe foarte de high budget production, ci scenariul însuși le ducea în direcția asta. Apropo de scenariu, scenariul pentru Rux este scris tot de o femeie, Vera Ion, și foarte bine scris, adică are și drama, are și umor, mă rog, toate cele, amor și așa mai departe. Cum ți s-a părut povestea asta pe care ți-a dat-o Vera Ion? Mi se pare că sunt foarte multe lucruri acolo în toate ițele scenariului cu care eu pot relaționa, ca femeie în primul rând, pentru că povestea are în centru o femeie, mai multe femei, de fapt, dacă ne gândim, sunt patru... Care dame acolo, da? Sunt chiar patru și fiecare din... Așa am citit, de fapt, prima dată povestea, când am citit-o, mi s-a părut că sunt patru personaje feminine și fiecare reprezintă câte o latură a ce poate să însemne o femeie. Femeia de business, femeia de... Care luptă permanent cu prejudecățile, femeia aparent întreținută, dar care își descoperă forța proprie și femeia abuzată sau într-o relație toxică și care îi face rău. Deci Rux, Cristina, Liliana și Denisa. Și mi se pare că toate
au câte ceva din lucruri pe care eu le-am trăit. Adică mă pot raporta la fiecare dintre ele. Și aici cred că m-am intersectat foarte tare cu scenariul. Și un alt punct în care m-am intersectat a fost tot, am simțit în el o dragoste pentru orașul ăsta, pe care și eu îl iubesc foarte mult. Și cumva faptul că el, Bucureștiul, devine aproape personaj în povestea asta, mi s-a părut foarte ofertant, foarte challenging, de fapt, provocator pentru mine, să arătăm și latura cealaltă a Bucureștiului. Oricum, București e foarte frumos, cum îl filmați voi. Nu întotdeauna, adică mai are și colțuri. Păi, nu e frumos întotdeauna el. Eu una îl văd și mai în extrem decât e el în Rux. Dar, într-adevăr, e pus într-o lumină bună, ca să zicem, e favorizat. E și din cauza personajelor care trăiesc într-o anumită lume, într-o anumită clasă socială, cu niște bani, mm-hmm, mai mulți. Exact. Și asta, na, te conduce către zone mai, exact, luxoase. Da. Și apropo de careul ăsta de dame, cum îi ziceam eu, ai și patru actrițe super bune, foarte bune. Extraordinar. Toate, fiecare pe rolul ei. Cum ați făcut castingul sau cine l-a făcut? Sau? Am lucrat cu Domnica Cârciumaru, care este absolut minunată și mai lucrasem cu ea și înainte. A fost un casting foarte amplu. Am ales pe toată lumea din serialul ăsta în urma unor probe, multe. Toată lumea a dat probă, coluri și ricoluri, rând pe rând. L-am început în ianuarie 2020, când începuse să o ia razna universul, lumea. Nu l-am finalizat. O parte din casting s-a făcut chiar online, pe final. Și da, am întâlnit extraordinar de mulți actori foarte, foarte buni și cred că sunt foarte mulți oameni cu care mi-aș dori să lucrez, care poate n-au ajuns să fie în Rux, că nu sunt decât un număr X de personaje, dar da, și mie mi se pare că avem o distribuție foarte a oameni extrem de talentați și despre care pot să spun din spate că sunt extrem de profesioniști cu totul, toți. Aveți și, ca să zic așa, un contrabalans cu patru personaje masculine foarte bine conturate. Șerban Pavlu îl știm, l-am mai văzut la HBO. Dar pentru mine surpriza plăcută a fost Alexe Cărean, pe care eu îl știu de mai multă vreme, știu ce fel de actor bun este și m-am bucurat când l-am văzut într-un serial, în sfârșit într-un serial românesc. Da. Cum a ajuns el în film? La fel ca și ceilalți. A dat probă, mi s-a părut că se potrivește, mi se pare că se potrivește în continuare, a acceptat și am lucrat foarte bine. Mi-aș dori să continui cu Alex să lucrez și la alte proiecte, pentru că e extraordinar. E nivel... Bine, chiar pot să spun despre toată lumea asta, dar experiența lui în cinema și chiar la nivel internațional... Cred că am împrumutat și eu cumva din ea în discuții și în felul în care pune problema și cred că ne-am și conectat foarte bine uman, ceea ce de altfel am făcut cu toată lumea din distribuție și asta contează foarte mult pentru mine când lucrez cu un actor, adică pentru că întotdeauna am considerat lucru cu actorii ultimul aport pe care îl pot avea eu ca regizor înainte ca ei să preia și să ducă mai departe către spectator. Și atunci e extrem de importantă conexiunea asta, iar cu Ale chiar am avut-o din primă. El e mai cunoscut în Marea Britanie decât în România, acum să fim serioși. Da, poate serialul ăsta da, e un vehicul către spectatorul român. Da. Oricum arată și diferit. Mi se pare că Alec e și foarte versatil ca imagine. Sper să-și dea seama oamenii că e același om. Da, ce-i drept. Zi-mi dacă probleme au fost. Da. Au fost foarte multe probleme. Au fost, da. Unele mai mari, unele mai mici. Cele mai mari?
și cele mai neașteptate, de fapt, pentru noi și cele pentru care, de fapt, nu ne-a pregătit nimeni niciodată, nici în școală, nici în filmele anterioare, a fost pandemia de COVID. Pentru că noi am nimerit să filmăm în mijlocul valului 2, practic, cred că era, deci toamna anului 2020, în care lucrurile au fost foarte destabilizante pentru toată lumea și cel mai mult la nivel de restricții. Ori restricțiile astea ne-au afectat foarte tare în filmări cu totul. Erau foarte multe interdicții de adunări publice. Noi, ca echipă de filmare din start, adunările astea publice cred că cifra maximă de oameni era 50 undeva, ori asta era foarte puțin pentru noi cu totul ca echipă. Secvențele cu figurații au fost pur și simplu decapitate total, au rămas acolo, dar numărul de figuranți a fost foarte mic. Incertitudinea că de la o zi la alta nu știam dacă vom putea filma în locația X sau vom putea filma secvența Y, s-au făcut modificări pe loc, în scenariu, în planul de filmare, ne-am adaptat tot timpul. Asta la nivel vizual și la nivel de pericolul de a ajunge lucrurile astea în film. Acum nu știu, nu-mi dau seama, eu le știu care au fost și unde au fost și câți oameni erau la secvența X sau la secvența Y și cât de greu a fost să facem aia sau cealaltă. Overall însă mi se pare că nu se simte neapărat, ținând cont că noi arătam, de fapt, și asta, arătam cu toții ca niște extraterestri, cu măști, cu inclusiv ochelari în ultima parte a filmării. Adică dacă pășeai cumva dincolo de cadru și puneai paralel cu ce se vede în fața camerei, mi se pare că sunt două lumi diferite și nu se simte cât de extrem a fost pentru noi. Și în afară de asta a existat permanent teama ca unul dintre noi să se îmbolnăvească, lucru care ar fi dus la oprirea filmărilor, la înlocuirea persoanei respective, dacă nu era vorba evident de un actor. Și presiunea asta de a termina, de a nu se face, de a nu se da un nou lockdown, de a nu se îmbolnăvi cineva, de a nu... Asta ne-a făcut, ne testam foarte des, ne protejam foarte mult cu toții și pe platou și acasă la noi. Cred că toată lumea simțea să nu se mai vadă cu alți oameni pentru că exista riscul să aduci în echipă pe urmă COVID. Am avut evident cazuri de îmbolnăvire, dar tocmai pentru că existau restricțiile astea pe platou, s-au izolat rapid, s-au dus acasă, s-au vindecat, s-au înlocuit, s-au întors înapoi. Și eu am reușit să nu mă îmbolnăvesc deloc până acum. Dar mi-era teamă că, de fapt asta era teama, nu că o să fac COVID, ci că o să filmeze fără mine. Un fel de egoism din ăsta cinematografic. S-au filmat totuși două episoade fără tine, în sensul că sunt regizate de Octav Gheorghe. Da, pentru că e așa, așa a fost de la început. Deci eu urma să regizez 6, Octav 2. Episodul 3 și episodul 6 sunt regizate de el. Trebuie să recunosc că am simțit când este un episod regizat de el, pentru că e alt ritm. Da? Da. Adică, după ce am văzut câteva minute din episodul respectiv, am știut că e făcut de el, nu de tine. Ce ciudat, da. Mie mi-au zis oameni din contră că nu te prinzi, că nu-ți dai seama. Oricum, e adevărat, ai aceeași distribuție, aceeași echipă. Da, chiar era aceeași echipă. Stilistica și tot ce agreasem înainte a mers de la unul la altul. Și până la urmă, iar editorul e același, Mihai Codleanu, a montat. Nu știu, poate, da, dar dacă ziceți că nu știați, nu-mi dau seama. Poate de poveste ține, habar n-am, nu știu, eu nu simt deloc, adică eu simt că ne-am completat atât de bine și mai mult decât atât, în interiorul episoadelor noastre am filmat unul de la, adică eu am secvențe film pe care le-am regizat eu în interiorul episoadelor lui Octav, iar Octav are foarte multe momente regizate în episoadele mele, pentru că tocmai ca să terminăm filmarea și să grăbim lucrurile, s-a lucrat și în paralel, adică a existat un second unit care de multe ori acoperea secvențele mai ușoare sau cadrurile de establishing shots sau și Octav a făcut foarte mult pe partea asta și a făcut foarte bine, pentru că pe partea vizuală mi se pare că e
are experiență mult mai mare decât mine la zona asta de frumos vizual și de... Deci cred că ne-am completat foarte bine și am lucrat și foarte bine împreună. Asta am văzut eu acum, da. Ce da, păi nu, fiecare, dar oricum, interesant. Oricum aveți același director de imagine, da. Super bun și cu mare experiență. Foarte, da, și minunat. Da, am avut două camere. Păi eu m-am bazat foarte mult pe Andrei Butică la filmarea asta, pentru că experiența lui în cinema cu totul, dar și în serial cu totul și proiectele anterioare pe care le-a făcut cu HBO... Pentru mine era totul foarte nou și atunci am avut nevoie să mă sprijin de oameni, de diversi oameni care știau mai mult decât mine, ce ziceam mai devreme. Iar Butică este un om incredibil de calm, incredibil de blând și de bun și creativ și asta cumva te liniștește, îți dă încredere, simți că lucrezi cot la cot, simți că găsește și va găsi soluții de fiecare dată și a găsit foarte multe soluții pentru foarte multe dintre probleme, restricții, ce ziceam că aveam parte de. Și n-a fost doar el, a fost și Boro Cabiro, camera 2, camera B, practic. E filmat cu două camere în paralel. Și împreună, cot la cot, mi se pare că se și completează foarte bine unul cu altul și, și cu mine, amândoi. Și cred că și cu Octav, cred că ar zice același lucru el. Ce ți-a plăcut cel mai tare la seria asta? Multe lucruri mi-au plăcut. Pentru că mi-a dat ocazia să fac, de fapt, zi de zi o perioadă foarte lungă. Ce îmi doresc, de fapt, cel mai mult în viață să fac. Și anume să fiu pe un platou de filmare și să fac ceva acolo. Dacă regie, și mai bine. Mi-am plinit un alt vis, de un vis de mult, dar pe perioadă mai lungă, de fapt. Și țin minte că ritmul și tot ce a fost foarte greu, adică nu chiar aproape 5 luni să te trezești zilnic la 4 dimineața sau 4 și jumătate, să mergi, să ajungi pe platou la 5 jumate, 6, să începi să filmezi, să ajungi acasă, să zilnic, cu o zi de pauză. E mult, e greu, plus COVID, plus toată nebunia. Și a fost foarte multă oboseală și a fost nevoie de o dozare foarte mare a energiei, cât să nu leșin după 3 săptămâni de filmare, că eu cam pe la 3 săptămâni mă oprisem în proiectele anterioare, adică mai mult de 3 n-am dus niciodată, spre 4. Dar... asta, dar țin minte că mă duceam de fiecare dimineață cu o bucurie pe platou, deci momentul în care ne luam mic dejunul cu toți, era unul din cele mai frumoase, ziceam și vreau și mâine, și vreau și mâine, și vreau. Dar asta pentru că eu, asta mă face pe mine fericită în viața asta și asta mi-a dat ocazia acest serial să fac zi de zi. Evident că mi-aș fi dorit să fie mai simplu, să fie mai cald, să nu fie COVID, să fie multe lucruri diferite. Dar tot cu mare bucurie mi-aduc aminte de tot. Mi-aduc aminte că ziceai odată că vrei să faci până din ești 30 de ani, vrei să faci un lungmetraj. Uh-huh. Păi și-am făcut. Și l-ai făcut. Între din bani mi-ai făcut și da, acum am spre 40. Ai, spre 40 și n-am zis, n-am zis, dar puteam să zic, uite, că mi-ar fi ieșit și asta. Și pot să zic de documentar, că am făcut și documentar până la 40. Da, mai am puțin, mai am câteva luni până la 40. Și da, s-a terminat și serialul, s-a terminat și documentarul, așa că... Bravo, bravo. Ce documentar? E un documentar, cred că am mai povestit noi, pentru că este de foarte mult timp în viața mea. E un documentar care pornește de la un personaj care vine din perioada discotecilor comuniste din Costinești și nu numai. Și la care tot am lucrat mult timp și am lucrat de fapt cum am lucrat la toate proiectele anterioare, pentru că n-am avut finanțare și când n-ai finanțare lucrezi la proiect, la scenariu, mai filmezi puțin, te mai gândești puțin. Deci el există în viața mea de vreo 5 ani și am avut alături de la început pe Parada Film, pe Claudiu Mitcu, care e și producător, chiar și când nu aveam finanțare și el a tras cumva de proiectul ăsta la fel de tare ca și mine. Între timp am obținut finanțare de la CNC în 2019
Și acum l-am terminat, l-am închis și, mă rog, mai avem foarte, foarte puțin la sunet. Dar gata și cu el. Sunt multe proiecte ușor nostalgice în ultima vreme, documentare mai ales. Mm-hmm. Generația voastră simte nevoia așa unei recuperări, a unei... Se poate, pentru că eu cred că generația mea e generația care vine fără traumele comunismului atât de tare cum le-au simțit cei care, de exemplu, la Revoluție aveau 18 plus, 18 sau mai mult. Eu aveam 7 ani la Revoluție. Pentru mine comunismul se asociază cu copilăria și am avut o copilărie frumoasă. Așa cum, na, cum știam că, da, că trebuie să stai la coadă la banane, așa era. Și erau foarte bune bananele alea după ce le luai verzi, după ce se coceau. Eu asociez foarte multe lucruri din comunism cu vârsta mea de atunci, care a fost frumoasă. Prin urmare, da, oarecare nostalgie există, pentru că până atunci n-am simțit lucrurile absolut îngrozitoare care se întâmplau cu părinții noștri și cu ceilalți oameni care le percepeau, pentru că eram sub protecția asta copilăriei. Deci cred că pentru generația mea, da, felul în care ne uităm în urmă are ceva nostalgic frumos, pentru că îi lipsește partea întunecată. Nu că îi lipsește că nu știm că a fost, îi lipsește emoțional, adică asocierea emoțională cu ea e puțin mai light decât a colegilor mei mai mari, care au făcut deja filme despre asta. Cred că pentru mine... Anii 90 sunt foarte interesanți și pentru generația mea, pentru că noi acolo am făcut switch-ul și acolo e tranziția de la copilărie la adolescență și la, pe urmă, la maturitate, anii 90. Mie mi-ar plăcea să fac un film despre anii 90. Acum ai făcut un film despre anii 2020. Da. Așa, în care avem de toate, adică avem și campanii politice, avem și o corupție, dar nu din aceea dură, vulgară, ci așa ambalată frumos, mă rog. Avem amor, avem droguri, avem acțiune, avem de toate. Adică e o viață foarte trepidantă acolo și o tensiune permanentă între personaje. Cum ți s-a părut ție legătura cu Vera Ion și faptul că ai făcut un film pe scenariu altcuiva? Da, a fost nou pentru mine asta. Eu o știam pe Vera de foarte mulți ani, din facultate, cred că ne știm, dar nu foarte bine. Adică știam cine e, știam ce a făcut, cred că și ea despre mine cam același lucru, bună, adică nu... Dar m-am bucurat cumva când am întâlnit-o, pentru că mi se pare că e un om foarte cald și foarte deschis și foarte sincer. Și cumva a făcut, și cu foarte mult respect, de fapt, pentru omul care preia munca și o duce mai departe. Eu, la rândul meu, am foarte mult respect pentru scenarist și pentru scenariu. Vorba aia, mă leagă foarte multe lucruri de asta, am cele mai bune prietene, lucrez cu scenariști dintotdeauna, predau la scenaristică în un ATC, adică... și din cauza asta, cred că ne-am legat foarte bine, pentru că fiecare respecta munca celeilalte foarte mult. În plus, am lucrat împreună pe scenariu și nu doar împreună cu mine, împreună cu Butică, cu HBO, cu oamenii implicați creativ, la anumite modificări pe care noi am simțit să le facem înainte de filmare. Și a existat deschidere în zona asta și s-au mai dat niște drafturi între timp. Deci, cred că a fost foarte lină colaborarea, dar cred că a fost lină tocmai pentru că Vera este un om foarte deschis, pentru că mă gândesc că poți să bați și cu pumnul în masă ca scenarist și să zici nu, așa am scris, așa e, așa facem, ca așa zic eu. Deci, da, cred că a fost un caz fericit. Oricum, feminismul în floare la serialul ăsta. Da. Scenaristă, regizoare, patru actrițe, care mai de care. Sunt și bărbați. Erau mulți care bărbați. Sunt și bărbați, adevărat, și unul și unul și ei. Dar voi așa nu creu dur al serialului. E alcătuit din femei. Da, așa s-a nimerit, cred. Eu nu mă raportez așa la... Nici la mine. Nu mă raportez la oameni neapărat în funcție de genul lor, ci de cum lucrez și cum se nimerește și nu. Am văzut-o și pe Alina Chibulescu într-un rol foarte bun. Bine, ea e o actriță extraordinară, mi se pare, Alina, din totdeauna. Și mă bucur că am putut să lucrez cu ea. I-a venit, apropo de casting, pe ultima sută la personajul ăsta.
Și la propunerea domnicăi, apropo de cât de mult contează, de fapt, un director de casting. Și a fost exact ce căutam noi și e foarte frumos de lucrat cu Alina, pentru că e un om foarte frumos cu totul în interior și se simte o... E chiar o frumusețe, o strălucire din asta pe care o vezi rar la oameni, atât de pură. Da, și nu mai zic de celelalte pe care le știam foarte bine, la Luca Aprodu, Mădălina Craiu, Ioana Bugarin, da. Adică ai avut da. Acolo serios. Cred că ne-am găsit unele pe altele foarte bine, de fapt. Li se potrivește fiecăreia rolul mănuș, ăsta e adevărat. Adică de asta am întrebat de casting, pentru că fiecare este exact ce trebuie pentru rol. Mă bucur, și mie, și mie mi se pare. Nu te întreb ce o să fie, cum o să fie, te întreb altceva. Crezi că vom avea și un sezon 2, dat fiind că în acest moment serialul este printre preferințele spectatorilor HBO? Mă bucur dacă e, nu știu exact, mă bucur dacă e printre... Așa cel... am văzut pe HBO Max acum. Am auzit că e foarte sus în topuri acolo pe homepage. Nu știu dacă va fi un sezon 2. Nu știu. Ok. Adică, evident că se poate, cred că povestea o permite, cu siguranță, felul în care... Nimeni nu știe, eu știu cum se termină 8-ul, nu știe la momentul ăsta. Cred că după 8, da, se pot întâmpla multe lucruri și ar putea să existe un sezon 2 cu siguranță, dar nu știu, politic vorbind, la nivel decizional, ce se va întâmpla. Sunt convinsă că Vera Ion a lăsat așa o ușă. Ca în toate primele sezoane care se termină, că el e gândit, cred, ca un serial, nu ca o miniserie, și atunci există, evident, această portiță către un viitor nou univers. Ce proiecte urmează pentru tine? Păi eu acum... În afară de faptul că ești doamna profesoară. Doamna lector. Mă rog. Mai am vreo 30 de ani, cred. Așa, generic vorbim. Asta pot să-mi pun până la 70 de ani. Urmează să vedem ce se întâmplă cu acest documentar pe care l-am finalizat. Mai avem foarte puțin de lucru. Și îmi doresc să, în materie de cinema, răspund, pentru că așa eu am foarte multe proiecte adiacente și cu Controlen mai avem planuri și cu diverse campanii la care mai... Mă rog, pe parte de cinema mi-aș dori foarte mult și să mai scriu, pentru că eu n-am mai scris de mult, noi n-am mai scris împreună de foarte mult timp și ne-am dat seama de treaba asta, pentru că ne-am luat fiecare cu proiecte paralele, viață, diverse pandemii, diverse lucruri, deci planul este să scriem fie separat, fie împreună, cumva un lungmetraj de ficțiune, pentru că eu vreau să mă întorc la ficțiune după experiența documentarului. și asta e în plan pentru vara asta, să facem. Nu știm încă despre ce, cum. Eu am ceva în plan, Oana are ceva în plan, Ana are ceva în plan, nu știu dacă ne unim, nu ne unim, cert este că fiecare vrem să facem asta. Deci eu cu siguranță, dacă nu e cu ele, sigur voi încerca să scriu, poate, de ce nu, pentru prima dată, un scenariu de lungmetraj pe care să-l scriu singură. Asta vreau să văd așa, ca challenge. Deci provocarea pentru... 2022. Pentru mine e un pic, pentru că n-am făcut asta niciodată. Singura dată când am făcut-o a fost un spectacol de teatru care era Neverland și mi-a plăcut extraordinar de mult procesul și ce s-a întâmplat și pe scenă și ce s-a întâmplat cu mine până a ajuns să fie pe scenă și în text ce era. Adică procesul cu totul. Că am putut să mă las într-o chestie ultra personală și foarte curajoasă, de fapt, pentru mine față de ce făcusem înainte. Și mi se pare că de ce să nu repet procesul ăsta și la ficțiune film, care e, de fapt, meseria mea de bază, nu regia de teatru, e regia de film și cred că ar fi interesant și cred că merită explorat asta. Cumva. Ce aș vrea. Succes! Mulțumesc!